Salut și bine v-am regăsit pe Alchimia Spiritului. Astăzi vreau să vă vorbesc despre cele 5 răni fundamentale ale copilăriei și felul în care acestea ne afectează pe parcursul întregii vieți adulte, modul în care acționează, modul în care revin și reapar și la final o mică soluție despre cum am putea găsi o soluție sau de vindecare a acestor răni și de ce ar trebui să trecem prin tot acest proces de a fi răniți, de a conștientiza care ne sunt rănile și apoi de a le vindeca. De unde mi-a venit ideea acestui material? De curând le-am explicat cunoscuților mei, apropiaților mei, cum cred eu că arată această axă a vieții, pe care foarte multă lume și-o imaginează într-un fel, iar eu o văd ușor diferită. O să păstrez acest suspans pentru momentul în care o să vă și arăt faimoasele mele diagrame făcute cu markerele. Gândindu-mă la acest traseu al vieții, care din perspectiva mea este unul sinuos, nu este nici de cum unul liniar, m-am gândit că aș putea să-l asociez cu recurența unor trigăre în viața noastră, unor evenimente care ne stârnesc, care ne provoacă. Iar la baza acelor trigăre, la baza acestor evenimente care ne provoacă, se află, evident, o rană. Așa că gândul mi-a fugit instant către celebra carte deja, cred că este bestseller, a autoarei franceze Lise Bourbeau, cele 5 răni care ne împiedică să fim noi înșine. Cred că ăsta este titlul exact în limba română. Dacă ar trebui să-mi folosesc și franceza, cred că este Les cinq blessures qui nous empêche d'être nous-mêmes, ceva de genul ăsta. În fine, în această carte, această autoare celebră deja evocă cele 5 răni fundamentale ale copilăriei pe care cu toții le avem, fie pe toate, fie doar una, fie doar două, fie 3, 4 și așa mai departe, dar într-o proporție mai mică sau mai mare și manifestându-se pe diverse domenii din viața noastră. Aceste 5 răni le voi enumera rapid. Sunt rana de respingere, rana de abandon, rana de umilință, rana de trădare și rana de nedreptate. Așa cum am mai explicat într-un material despre iubirea divină, iubirea agape, specificam că pe parcursul vieții noastre de vlăstari, de copilași care abia au uițit căpșorul din zăpadă precum niște ghiocei fragezi, conștientizăm pe parcursul evoluției noastre, în căminul nostru, în familia noastră, că sunt anumite lucruri care ni se acceptă și anumite lucruri care nu ni se acceptă. Și pentru acele lucruri care nu ni se acceptă, începem să dezvoltăm acea mască prin care să ne facem plăcuți, să fim acceptați și să ne asigurăm astfel confortul și o viață destul de sănătoasă în acea familie, pentru a nu ni se întrerupe dreptul la hrană, dreptul la căldură, la, nu știu, la îngrijire și așa mai departe. Așa că toate aceste răni pe care le-am enumerat mai devreme trezesc în fiecare individ, la vârsta la care se declanșează, această nevoie imensă de a dezvolta o mască sau persona. Ne punem această mască pentru ca să fim plăcuți de ceilalți. Și haideți să le luăm pe rând ca să și exemplificăm pentru fiecare rană care este masca aferentă. Pentru rana de respingere. Rana de respingere, Lise Bourbeau o explică în fel și chip, ea dă chiar și detalii despre aspectul fizic al omului, cum arată individul respectiv. Se spune că această rană se dobândește de la faza de concepție și până la 1 an și este provocată în general de părintele de același sex. Eu aș avea reticențe în această privință, dar mă rog, mergem pe mâna ei, are niște studii la bază și a făcut cercetări destul de detaliate. Rana de respingere face individul să dezvolte această mască a omului retras. El este retras, este omul acela care se așează în ultimele rânduri într-o sală de ședințe, este cel care nu se manifestă foarte activ în discuții publice, în discuții de grup, se retrage și analizează, cântărește și intervine doar dacă este cazul, nici de cum cu de la el putere. Rana cea mai mare, frica cea mai mare a acestui om este panica, pentru că panica îl va obliga să iasă din zona lui de confort. Da? O stare de panică te face să îți rupi toate barierele și să reacționezi ca persoana eratică, era să spun, sau haotică, care ești de fapt, pentru că numai un copil haotic poate suferi această rană de respingere din partea unui părinte. Din exemplele din viața mea privată, ca să nu mă îndepărtez foarte mult și să fiu prea abstract, aș vrea să dau exemple concrete. Eu în viața mea am suferit de această rană de respingere. Eu am suferit de fapt de toate cele 5 răni și sufăr în continuare probabil, dar rana de respingere la mine a putut fi conștientizată în momentul în care am realizat că sunt diferită de ceilalți copii prin faptul că sunt un copil musulman provenit dintr-o familie corcită de arabi, turci, tătari, care s-au combinat în fel și chip și s-au trezit să se instaleze tocmai pe teritoriul României, unde copiii mâncau porc, unde erau creștini, unde se închină, unde se cântă Dom, Dom să înălțăm și lucruri creștinești. Iar eu eram întotdeauna acea fetiță care era reticentă să treacă prin fața bisericilor sau să intre în biserică. De Crăciun nu acceptam absolut nimic de porc de la vecini care erau foarte dornici să împartă ceva cu noi, etc. Nu vreau să intru în detalii. Dar fiind un copil diferit, conștientizezi că ai vrea să fii, nu știu, să ai acest sentiment de apartenență la un grup. Vrei să fii la fel ca ceilalți copii și de foarte multe ori aveam această reticență în a pronunța un cuvânt de frică ca nu cumva să fie un cuvânt în limba turcă, pentru că acasă eu auzeam o limbă, iar la grădiniță auzeam o altă limbă. Și de multe ori mi s-a întâmplat să trântesc câte un cuvânt care nu era în limba română și copiii să râdă de mine. Când râdeau de mine, evident mă simțeam respinsă, mă simțeam împinsă în afara grupului. Pentru acest aspect mi-am dezvoltat această fațadă în pofida semnului meu zodiacal de berbec cu ascendent în Gemini. Am în două semne de oameni extrovertiți direcți. Mi-am dezvoltat această mască de om retras prin care de fiecare dată când cunosc o persoană nouă în viața mea, mă retrag, îl analizez, îl studiez, văd la ce glume răspunde, văd la ce stimul reacționează, ce îi face plăcere, iar apoi încerc să mă apropii încet, încet și să-mi dau drumul în conversație. Dar nici de cum nu o să mă arunc cu capul înainte, așa cum ar face orice berbec. Prin urmare, sunt foarte, foarte retrasă. A doua rană este rana de abandon. Abandonul survine, se spune, cu părintele de sex opus. Eu aș spune că abandonul ar putea avea legătură și cu acel concept despre care se tot vorbește în rândul mămicilor de bebeluși, cunoscut sub numele de separation anxiety sau anxietate de separare. După ce copilul se naște, în primele 3 luni, mă rog, cred că în primul an de fapt, este foarte, foarte atașat de mama lui, pentru că el nu conștientizează încă separarea din corpul mamei, se crede una cu această masă, cu acest blob din care a ieșit. Și se întâmplă ca pe parcursul acestei evoluții a copilului, mama la un moment dat să trebuiască să plece 2 ore până la piață sau are nevoie de o ședință de masaj. În momentul acela, bebelușul are această panică că o pierde pe singura lui sursă de hrană, singura lui sursă de confort, singurul lui sprijin pe această lume, pentru că el a venit lipit de acest stâlp numit mamă, dezvoltând această anxietate de separare. De aceea sunt foarte mulți copii care încep să răcnească de câte ori nu mai văd pe mama lor în cameră. Femeia, beata femeie, nu se mai poate duce să facă un duș, nu se mai poate duce la toaletă pentru că se aud răcnete. Așa că rana de abandon nu o asociez neapărat cu un părinte de sex opus, o asociez cu părintele care are grijă în mod prioritar în viața copilului. Rana de abandon face individul să dezvolte masca de dependență, iar în relațiile cu alți oameni, masca de codependență. Aici este vorba despre acei oameni care rămân într-o relație, fie că le smulgi carnea de pe oase, fie că le dai foc, fie că le rupi părul din cap, ei vor trage cu dinții de acea relație. Vor lua în calcul ca măsura absolut ultimă de a divorța și de a pleca din acea relație sau de a își găsi un alt partener. Nu, ei sunt făcuți să tragă până la moarte. Frica cea mai mare a acestor oameni care suferă de rana de abandon, ce poate să fie altceva decât singurătatea. Acești oameni refuză să fie singuri, de aceea sunt dispuși să meargă și să se ducă până în pânzele albe pentru a salva relația cu cineva, fie că este prietenie, fie că este relație matrimonială, fie că este relație karmică, fie că este relație, nu știu, de colegialitate, de muncă și așa mai departe. Ca să exemplific cu ceva din viața mea și din trăirile mele personale, senzația de abandon, pot să spun că am suferit-o ca orice alt copil atunci când tatăl meu era dornic pe vremea aceea să mă învețe cum să mă descurc în lume și cum să fiu un om care la vârsta adultă îi voi fi cel puțin egal, dacă nu să-l depășesc. Și atunci mă ducea la stomatolog, foarte mică fiind, și acolo rupea orice conexiune cu mine. Stătea în aceeași sală cu mine, dar asista la felul în care stomatologul de pe acea vreme, care țipa la tine și putea să dea cu tine de pământ, îmi vorbea urât, îmi spunea că am dinții nu știu cum, că nu m-am spălat pe dinți, iar tata nu intervenea. Iar pentru o fetiță să se simtă abandonată de către tatăl ei, care este protectorul ei principal, care este stâlpul ei, care este puterea ei, este o rană foarte, foarte puternică și mă simțeam abandonată în acel moment, mai ales că el era prezent acolo. Dacă ar fi fost în afara salonului, cum se numește, cabinetului de dentist, aș fi spus, nu este de față, nu poate să mă apere, dar era acolo cu mine și nu intervenea. Și am suferit această rană de abandon, prin urmare am început să devin codependentă sau dependentă, sau termenul pe care îl folosesc eu cel mai des despre mine este că sunt people pleaser sau acel om căruia îi place să-i mulțumească pe alții cu orice preț. Asta include chiar situații în care, de fiecare dată când am ajuns într-un nou loc de muncă, identificam foarte repede cine era persoana cea mai agresivă, cea mai tare în gură, cum se spune, și copiind comportamentul ei prin rana de respingere pe care o aveam înainte, deveneam această făptură cameleonică, mă dădeam bine pe lângă acea persoană, eram prietene la cataramă, cum se spune, și împreună știam că vom avea acceptul tuturor oamenilor din jur. Astfel bifam două rând deodată, pe care le acopeream cu două măști deodată. În fiecare situație m-am făcut atât de plăcută de către ceilalți că aveam această criză de identitate în care nu știam cine sunt cu adevărat. Când ești atât de cameleonic și vezi că ai această capacitate de a copia comportamentul uman, mă așez în fața cuiva și îl urmăresc preț de 20 de minute, văd care sunt glumele lui, care sunt gesturile, care este mimica și apoi încep să le replic. Când fac acest lucru, de fapt, fac rabat la propria mea identitate. Oamenii pe care îi cunosc eu, spuneam de foarte multe ori, nu îi pot aduna în aceeași casă, pentru că unii mă cunosc pentru Lamia, cea care este pasionată de tot felul de lucruri frivole, ca, nu știu, achiziția de produse de machiaj, haine, care îi place și la shopping și așa mai departe, și mai este Lamia, cea care este pasionată de spiritualitate, mai este Lamia, cea care este pasionată de instrumente muzicale, mai este și Lamia care este o morfolită, care zace toată ziua în canapea și n-ar mai face absolut nimic, destul de plictisitoare. având toate aceste fețe, noi știm clar că suntem totul, dacă ar trebui să trecem prin acest proces al integrării, dar această fire cameleonică a mea nu îi lasă pe oameni să cunoască foarte multe din aspectele mele. Fiecare cunoaște partea lui. Practic, eu funcționez prin această lume ca o oglindă pentru ceilalți, doar în situația celor pe care îi cunosc, evident. Următoarea rană este rana de umilință. Rana de umilință care dezvoltă în individ masca de masochism. Frica cea mai mare a masochiștilor este libertatea. Umilința se spune că se manifestă cu mama sau cu îngrijitorul principal al copilului. Și aici tind să cred că este foarte, foarte adevărat, pentru că umilința, în primul rând, a copilului este făcută de mamă. Mama stă de dimineață până seara cu tine, ea se ocupă în mod principal de creșterea și educația ta și imaginați-vă că este un grup de copii care joacă fotbal în parc și o mamă care vine pe cărăruie cu o plasă de pâine îl vede pe copilul ei transpirat la minus 14 grade afară, jucând fotbal în tricou și zice: măi, treci repede în casă și puneți ceva pe tine că iarăși o să scurgă mucii până la buric, cum ai făcut și data trecută. Și ceilalți colegi de joacă, ceilalți parteneri de joacă încep să râdă: aha, a spus mama lui ăsta că îi curgeau mucii până la buric, mucosul și așa mai departe. Deci mama, indirect, fără să-și propună acest lucru, l-a umilit pe acest copil în public. Și asta este valabilă pentru copiii de vârste mai mari. Dar rana umilinței se produce în copilărie, din bebelușie, când mama nu are niște bariere în privința sexualității noului născut. Sunt aceste femei pe care, este un punct de vedere pur personal, pe care le aud că îi pupă pe băieții pe cuculeț, că îi masează, că îi iubesc, că îi strâng așa și îi mângâie tandru într-o manieră sexuală, iar acest lucru le creează sentimentul de umilință, pentru că acest copil are dreptul la integritatea corpului lui, poate refuza atingeri, chiar dacă este inconștient, chiar dacă nu are noțiuni despre atingeri potrivite și atingeri nepotrivite. Nu putem să invadăm corpul nimănui fără permisiunea acestuia. Așa că ne limităm, cel mai bine ar fi să ne limităm la îngrijirea primordială. Gen, îi schimbăm un scutec, îl spălăm, îl curățăm, dar nimic mai mult de atât și nicio mângâiere nedorită. Maximum de mângâiere pe care o poți da este o mângâiere pe spate, o mângâiere pe cap, care să fie reconfortantă, pentru că acolo sunt centrii care generează endorfine în tot corpul nostru, da? Sunt foarte multe mămici care nu au bariere și limite nici afară și îmbrățișează și pupă copiii rupându-i din cercul de joacă în care se învârtesc și atunci îi izolează, îi fac să se simtă cocoloșiți, protejați. Pentru această rană Lise Bourbeau dă chiar și descrierea fizică că acești copii sunt mai dolofani, au gâtul scurt, sunt mai lați, iar masca pe care o capătă este masca de masochism. Mereu m-am întrebat, că în copilărie am întâlnit și eu niște specimene dintre astea care în momentele de criză se pocneau în cap sau se loveau cu capul de pereți și nu puteam să înțeleg cine ar putea să facă așa ceva, pentru că doare, făceai buba, cum se spune în limbajul copiilor. Dar sunt acei copii care nu numai că se simt vinovați pentru greșelile lor, și să fim serioși, ce greșeli poate face un copil? Îi spui doar că este obraznic sau că nu a dus jucăriile la loc în cutia lor, dar se simt responsabil și pentru greșelile celorlalți. Așa că dacă altcineva greșește în grupul lor de joacă, ei își iau vina asupra lor. Este genul acela de suporter de fotbal care suferă pentru pierderea echipei sale favorite. Un exemplu cam absurd, dar ceva de genul acesta. Acești copii se lovesc la cap, sunt nesiguri, sunt fricoși, practic își atrag drame în viața lor și își găsesc confort în acest lucru. Asta este liniștea lor. De aceea, cea mai mare frică a masochistului este libertatea, pentru că ei nu au ce să facă cu libertatea, le este frică de libertate deplină. Ei au fost tot timpul îngrădiți, li s-au pus niște bariere care nu le aparțin, au fost îngrădiți de barierele părintelui care i-a îngrijit într-o formă obsesivă, zic eu, și atunci libertatea pentru ei este ceva care le disrupe liniștea, le strică bula perfectă în care se pot desfășura în viața de zi cu zi. Așa că pentru mămici, mare atenție cum tratăm copiii, că iată, acestea sunt rănile pe care le putem cauza cu sau fără voia noastră. Și aceste răni le cauzăm pentru că noi le avem în noi înșine. Și cel mai interesant lucru pe care l-am aflat despre raportul părinte-copil este că de câte ori copilul vostru suferă de ceva, mai ales boli care țin de aspectele mentale, atunci mama trebuie să meargă la psiholog. Și susțin cu tărie acest lucru, pentru că mama are o legătură emoțională, dincolo de cordonul umbilical, are o legătură emoțională cu puiuțul ei pe care îl strangulează în cazul în care ea nu și-a vindecat propriile răni. Următoarea rană, a cincea rană, este rana de... a patra rană, pardon, este rana de trădare. Rana de trădare dezvoltă în individ masca obsedatului de control sau de control freak. Această rană de trădare se spune că apare între 2 și 4 ani și că este asociată cu complexul lui Oedip. Pentru că este cauzată de părintele de sex opus, copilul practic simte constant nevoia să îl gratifice pe acesta. Dar pentru că s-a simțit trădat la un moment dat, trădarea, cum se poate manifesta ea la nivelul unui copil mic, este ceva ce am realizat recent. Îi promiți copilului tău în timpul unei crize, îi spui: haide copile, încalță-te odată sau mergi odată la grădiniță că îți promit că îți iau la întoarcere o acadea. Copilul se încalță, copilul este precum universul, nu cunoaște negare, nu cunoaște minciună, nu cunoaște polaritate. Se face ora la care te duci să-l iei de la grădiniță și n-ai luat nici portofelul la tine, nici bani în buzunar și te trezești că ajungi cu copilul în dreptul magazinului, iar el îți amintește: mami, mami, știi că mi-ai spus că îmi cumperi o acadea dacă merg la grădiniță. Cumpără-mi acadeaua. Și tu spui: a, nu acum, n-am bani, altă dată. Copilul se simte trădat. De fapt, l-ai mințit. El simte minciuna. Azi așa, mâine așa, și apoi oamenii se miră când tânărul devine adolescent sau puber și face o criză și spune: e, mai lasă-mă și tu cu vorbele tale că n-ai realizat nimic în viață, sau îți spune ceva foarte dur de parcă te-ar fi desconsiderat toată viața lui. Și nu realizezi de unde vin lucrurile astea. Păi vin de la faptul că nu ți-ai ținut promisiunea odată, nu ți-ai ținut promisiunea de două ori și copilul creează în mintea lui un pattern că tu ești un om neserios. Prin urmare, dacă tu ești omul neserios, el în sinea lui se simte trădat. Este un exemplu minuscul, trădarea poate să fie în mai multe feluri, copilul se poate simți trădat și în momentul în care părinții lui divorțează, pentru că simte că a fost, afecțiunea lui nu a fost întoarsă cu reciprocitate, nu a fost întoarsă cu aceeași măsură, că se simte greșit în fața celorlalți și cauza divorțului părinților lui, și suferă teribil. Astfel, pentru că are această rană de trădare, devine un obsedat de control. Este acel om care vrea să preia controlul peste tot. Cred că vorbele pe care le folosește acesta sunt: sunt capabil, nu e nevoie să mă ajuți, mă descurc, ai încredere în mine, ceva ce mai folosesc și eu, și nu am încredere sau cutare nu-mi inspiră încredere. Oamenii aceștia, pentru că au profundă rana trădării în ei, tot ceea ce comunică cu ceilalți se învârte în jurul cuvântului încredere. Nu am încredere în ăla, n-aș vrea să-l las pe celălalt în locul meu pentru că știu că eu fac mai bine. nu o să o enunțe chiar așa, dar o să spună nu, nu simt nevoia să deleg, lasă, prefer să renunț la o zi de concediu. Este un obsedat de control. Un astfel de om este obsedat de control. Frica cea mai mare a omului obsedat de control este separarea, disocierea sau negarea. Unui om care suferă de rana trădării, ce poți să-i faci mai mult decât să te separi de el, să creezi așa un spațiu, o răceală, o distanțare față de el, pentru că atunci se trezește alerta, op, 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 cineva mă trădează, dacă nu mai ești în proximitatea mea, nu mai ești prieten, dacă vorbești la fel de mult timp, îi aloci la fel de mult timp unei alte persoane cum îmi aloci mie, nu se poate să mai fi cel mai bun prieten al meu. Și de această rană mă fac iarăși vinovată. Ultima rană, cea de-a cincea, este rana de nedreptate. Rana de nedreptate face omul să fie mai rigid. A fost nedreptățit. Probabil că se aseamănă mult cu rana de trădare. Poate trădarea este legată de lucruri și situații, iar nedreptatea de ceva ce s-a produs la nivel foarte personal. Ai fost nedreptățit. Tu și colegul tău de bancă, deși ați avut aceleași lucrări de control, tu ai luat minus 10, el a luat 10 plin. Pentru că varii factori au avut loc. Profesorul era obosit, a avut prea multe lucrări de control de corectat, pur și simplu a încercat să mâzgălească, să-i mai scrie pixul cu roșu și a trasat o linie și a rămas așa, iar tu ai senzația că ai minus 10. Oricum, în catalog, cred că nici nu contează dacă era 10 cu plus sau cu minus. În ziua de astăzi, cred că sistemul de notare este complet diferit. Se vede cât de bătrână sunt în funcție de exemplele pe care le dau. Dar această rană de nedreptate apare orice formă de injustiție. În familiile cu doi copii, de ce i-ai luat lui autobuz și mie mi-ai luat mașinuță? De ce sora mea are rochie albastră și mie mi-ai luat rochie bej? Orice formă de comparare făcută între copii se transformă într-o rană de nedreptate. Acești copii răniți, când devin adulți, devin foarte, foarte rigizi. Sunt perfecționiști și foarte riguroși. Oamenii aceștia sunt aceia care încearcă să atingă cele mai înalte performanțe la muncă. Sunt aia care își rod unghiile sau fetele acelea despre care spun eu că le miroase gura de la cât li s-a rost stomacul, workaholice, încercând constant să demonstreze managerilor cât sunt de capabile, cât sunt de capabile. Și o constatare recentă în privința asta este că din experiența mea prin corporații, în fiecare echipă, pe același job, pe aceeași funcție, poate exista o persoană care este foarte, foarte agitată și spune da, rezolv totul în 30 de minute, sigur, vă puteți baza pe mine, și este o altă fată care este mai lentă și mai calmă, da, și nu v-am trimis atașamentul, așteptați o secundă, vă rog. La sfârșitul lunii, la sfârșitul anului, ambele au terminat proiectele la fel de bine, cu rezultate similare și nu a existat absolut nicio diferență între ele. Doar că una este pe modul chihuahua sau câine dintre ăsta agitat cu venele umflate, iar cealaltă o ia foarte lent. Așa că de ce să ne grăbim prin viață și să ne stresăm și să fim, nu știu, cu unghiile roase și cu stomacul făcut praf, când putem să tratăm totul cu mult mai mult calm și lucrurile se rezolvă oricum. Pentru că nu noi le rezolvăm, ci axa noastră care ne susține, și anume spiritul nostru. În fine, acest individ care suferă de rana de nedreptate o să încerce tot timpul să atingă perfecțiunea. Cuvintele pe care le-ar folosi acesta ar fi exact, foarte bine, super tare sau niciodată sau întotdeauna. Pentru că vorbesc în termeni foarte definitivi, fiind rigizi, asta înseamnă că le lipsește flexibilitatea, da? Exact, corect, super tare. Nu se poate să fie tare, moale, este super tare sau nu mai este. Este exact sau nu mai este. Și acești oameni se tem cel mai mult de a fi tratați cu răceală. Pentru că dacă tratezi cu răceală un om care încearcă să-ți demonstreze cât este de perfect și cât este de just tot ceea ce face și tu îi spui, da, așa și, uite, am venit cu rapoartele astea, am făcut o analiză, aici lipsește litera Ț de pe aliniatul 17. Și cineva care îi spune așa și, îl demolează. Îl demolează, îl face una cu pământul, îl nimicește. Pentru că toată munca lui și toată zbaterea și zbuciumul lui s-au manifestat în jurul acelei diferențe pe care încearcă să ți-o scoată în evidență. Mă rog, acestea sunt cele 5 răni, deci ca să le recapitulăm: rana de respingere, rana de abandon, rana de umilință, rana de trădare și rana de nedreptate. Cele 5 răni fundamentale. Acestea, cu exemplele aferente, cu exemple din viața mea, cu ce am încercat eu să vă dau, pot apărea în varii forme în viața voastră. Și același tip de rană poate avea forme diferite. Apar în așa fel încât parcă sunt același actor care vine de fiecare dată în costume diferite. Nu vă puteți da seama, dar, așa cum spunea Neville Goddard în tehnicile lui de manifestare, feeling is the secret. Sentimentul este secretul, feeling-ul vostru, ce simțiți în interior. Și ce simte un om când este pus față în față cu rana lui? Simte un trigger, da? O reacție involuntară, o reacție inconștientă. Îmi tai calea, te scuip. Mi-ai zgâriat mașina, te strâng de gât. Mi-ai tras un pumn, îți trag și eu un șut. Acea reacție pe modul fight or flight sau acea reacție a creierului reptilian care funcționează ca un switch, ca un buton din acesta de un întrerupător, da? Este pornit sau oprit, pornit sau oprit. Nu există nuanțe, nu există niciun soi de, nu știu, tonuri de mijloc pentru această reacție. Este exact reacția câinelui când îi tragi una, te mușcă, da? E, astfel, prin acest feeling, prin sentimentul nostru interior, vom reuși să identificăm la ce stimul, la ce răni răspunde. Și acum o să fac legătura cu revelația mea despre această axă a vieții, urmând să unesc eu oarecum aceste materiale într-un fel la final. Când vorbim despre viața noastră, toți oamenii consideră că viața noastră este liniară, da? Liniară, merge în linie dreaptă, aici este trecutul nostru și aici este viitorul și că merge tot înainte. Și așa cum erau enunțate declinările verbelor, erau acțiune trecută și încheiată, așa și în această axă liniară. Toată lumea consideră că evenimentele care s-au produs în viața noastră în trecut sunt încheiate, completate și nu se mai repetă. Da? Așa că considerăm că aici a avut loc nașterea, aici un examen important, nu mai știu exact ce am scris aici, este căsătoria ca eveniment al relațiilor de iubire, aici este, nu știu, o realizare majoră, fie că ați avut un copil, pentru alții realizare majoră poate să fie că au escaladat un munte important și aici este evident finish line-ul sau capătul traseului, moartea. Toată lumea crede că totul merge așa pe calupuri și toate aceste evenimente se încheie și nu se mai reproduc în viața noastră. Deși am văzut că acest eveniment al căsătoriei se poate împlini la 18 ani, se mai poate reîmplini la 30 de ani și la 60 de ani și așa mai departe. Felul în care, scuzați-mă, felul în care am perceput eu axa vieții arată așa. Aceasta este o frecvență, doar o frecvență, deci nu reprezintă liniaritatea vieții, iar viața noastră pornește din acest punct al nașterii și se mișcă în cercuri. Și imaginați-vă că toată această spirală, tot acest melc este în spațiu, ca niște scări circulare care tot urcă și urcă și urcă. Această axă despre care vă vorbeam este o frecvență pe care ne aflăm. Frecvența este ceea ce determină, ca la aparatele de radio, pe ce undă putem să captăm un anumit post de radio. Dacă eu mă setez pe frecvența unui om nervos, voi întâlni pe acea frecvență oameni nervoși. Dacă mă setez de acasă pe mentalitatea unui om care va avea o zi frumoasă, plină de succes, mă voi seta pe această bandă de unde voi auzi doar melodiile FM, AM, care țin de această frecvență. Prin urmare, iată, această frecvență parcurge viața noastră. Aici este momentul nașterii, unde dobândim rana, da? Să spunem că este momentul nașterii până la un an. dobândim o rană, rana de abandon. O dau ca exemplu rana de abandon, dar putem urma oricare din cele 5 răni și să le urmărim pe traseul lor. Viața noastră înaintează ce înaintează și ajungem la un moment dat, în momentul T1, când avem 14 ani. Aici, în punctul T0, mămica noastră s-a dus să cumpere o sticlă cu lapte pentru că nu mai avea cine să se ducă și noi am plâns ore în șir crezând că am pierdut-o pe mama definitiv, contârându-ne astfel rana de abandon. În momentul T1, când ajungem în acest punct, avem deja 14 ani. Suntem la liceu, ne-a bătut inima după un băiat care era cel mai frumos, cel mai înalt, juca chiar și în echipa de basket, era foarte, foarte interesant și să spun exemplul meu, sunt foarte, foarte îndrăgostită. Dar acest băiat vine la mine și îmi spune, ești o clăpăugă, ai nănăul mare, ești pitică, nu ești bună pentru mine sau îmi place de colega ta Georgiana. Șoc și groază. În interiorul meu, reacție violentă, mai ales la 14 ani, gândiți-vă. Nu sunt două fete care reacționează la fel la acest tip de abandon. Eu aveam colege care spuneau, foarte bine, dacă nu-i place de mine, lasă că mă uit la celălalt, mai dă-l încolo și pe prostul ăla. Sunt fete care se recuperează mult mai ușor, dar pentru tine, pentru cea care ești posesoarea acestei răni de abandon, nimic nu este atât de simplu. Orice formă de respingere sau abandon te alertează la maxim. Pentru acel lucru simți că îți pierzi toată energia vitală. Este ca și când pierzând o bătălie crezi că ai pierdut tot războiul. Doamne ce mă bâlbâi, cred că e ceva cu Mercur. Din mai, pe 10 mai am impresia că este iarăși retrograd. În fine. Deci la 14 ani apare rana de abandon cu altă haină, aceeași mărie cu altă pălărie, cum se zice. Nu o recunoști, evident, ești copil, te lași purtat doar de reacțiile tale, nu știu, poate că îl stocărești, poate că îl urmărești, poate că pui toate frustrările pe seama lui, te discreditezi și pe tine crezând că ești într-adevăr așa de urâtă și că nu te place și încerci să modifici toate acele lucruri care nu-i plăceau lui la tine. Prostie mare, zic eu. În fine, înaintăm prin viață și ajungem la o vârstă mai responsabilă. Avem deja 30 de ani. La 30 de ani, după ce ne-am căsătorit pe la 26, am constatat că nu mai avem absolut nimic în comun cu partenerul nostru și atunci trecem printr-un divorț. Divorțul este tot o formă de abandon. Te simți abandonat de partenera ta de viață care pare să-și fi găsit fericirea în altă parte. Astfel, trigăruind și alte răni, rana de respingere, probabil rana de trădare, rana de umilință, sunt mult mai multe. Combinațiile devin din ce în ce mai ample. Și perioada în care jelești, cum spun americanii, sau perioada în care suferi de acea rană, devine din ce în ce mai mare. Astfel, la vârsta de 30 de ani, ești confruntat iarăși cu rana de abandon și măcar acum ai capacitatea să judeci și să treci prin filtrul propriei tale conștiințe ce anume se întâmplă cu tine. Să spui, dar de ce mă doare atât de tare? Pentru că și perioada este mai extinsă, îți dă posibilitatea practic să te gândești și să analizezi în detaliu care sunt rănile tale. Dar să spunem că nu ai nicio cunoștință, nu știi nici să dai un Google search pentru emoția pe care o trăiești, nu te-ai destăinuit nici unor prieteni, nu ai fost nici măcar la un psiholog, nu ai niciun fel de suport spiritual, sufletesc, care să te ajute să depășești această rană. Și nu o rezolvi, da? Astfel continui viața și la un moment dat această frecvență te vei întâlni iarăși cu ea și ajungi în acest moment, da? Momentul T3, i-am zis eu, în acest moment cineva foarte important din viața ta moare. Pentru că și aceasta este tot o formă de abandon. Este o altă mască a aceleiași dansatoare. Și poate să-ți moară cineva foarte apropiat, gen un părinte, în cazul în care ești foarte atașat de părinte, sau, Doamne ferește, știți cum se întâmplă când îți moare un copil, îți moare cineva foarte, foarte prețios. În momentul acela, perioada de jelire devine din ce în ce mai mare. Este ca și când universul ți-a transmis la început o mică zgâlțâire, da? Te-a luat așa de păr și a zis, hei, fii puțin atent aici. N-ai înțeles, apoi vine și te ciocăne un pic la cap. hei, fii puțin atent aici, nu înțelegem, hai să le luăm pe aici, că vârsta bebelușului este momentul în care a dobândit rana. Iar apoi când ajungeți la momentul acesta, este când te împinge de pe un pod și trebuie să cazi. Astfel, rănile, dacă sunt trecute cu vederea și nu sunt vindecate, ne mențin în acest karmic loop, cum îmi place mie să-i spun, sau cerc karmic, în care ne tot învârtim, ne tot învârtim și tot în acea hazna nimerim, când lucrurile devin din ce în ce mai grave, din ce în ce mai îngălate și năclăiate, din care simțim că nu mai putem ieși, de parcă am fi cu picioarele prinse într-o mocirlă sau în nisipuri mișcătoare. De ce este importantă această creștere a greutăților asociate cu rănile noastre pe măsură ce noi nu le rezolvăm? Practic, ele sunt o binecuvântare. Așa că nu o să merg pe teoria lui Lise Bourbeau prin care să învinuim permanent părinții pentru ceea ce le fac copiilor. Copiii știu foarte bine în ce familie vin și se încarnează din faza în care sunt încă neconcepuți în pântecul mamei lor. Știu toate rănile, toate problemele acelei familii, sunt foarte conștienți de asta, aleg acel traseu ca să dobândească aceste răni, pentru că transformând aceste răni și alchimizându-le, vor reuși de fapt să-și atingă menirea sau destinul lor pe acest pământ, destinul lor și menirea lor spirituală, evident. Astfel, toate aceste răni pe care le-am enunțat mai devreme, e musai ca fiecare să le dobândească. Nu forțat, evident, dar le dobândim cu toții într-un procent mai mic sau mai mare, pot fi chiar toate, pot fi doar câteva dintre ele pe care le avem. Soluția pe care am păstrat-o eu la final este că de fiecare dată când ne trezim într-o situație în care suntem trigăruiți, da? Suntem nervoși, sărim ca din pușcă la ceva, reacționăm violent, fie că sunt știri la televizor despre războaie, fie că este vreo panică și frică că ne pierdem sănătatea referitoare la pandemie, fie că, vai de mine ce proști sunt primarii că nu vor să facă anumite modificări în parcul nostru de joacă, sau ce ți-e și cu traficul ăsta din București și cu oamenii ăștia. Orice problemă care vă face tot timpul să fiți nemulțumiți, da? Care vă împiedică de la a fi fericiți. Iar a fi fericit este ca acea stare de îndrăgosteală în care privești cu pupilele dilatate și ești senin, lângă tine se poate întâmpla orice, pot striga după tine toți colegii tăi, băi prostule, fraierule, că ești tot un zâmbet și o împleticeală. Tot ceea ce vă sustrage de la acea stare se numește de fapt trigger și triggerul, cu cât este mai puternic, cu atât aveți o reacție mai virulentă, mai vehementă. De aceea sunt împotriva oamenilor care, nu sunt de acord cu oamenii care au un punct de vedere foarte înflăcărat despre o anumită parte dintr-un conflict. Da, să spunem războiul acesta despre care se vorbește, unii sunt atât de vehemenți împotriva rușilor, alții sunt foarte vehemenți împotriva ucrainienilor. Nu este bine să stăm în aceste legi de polaritate, ci să încercăm un pic vederea de ansamblu și să percepem că adevărul este undeva la mijloc. Deci, mai întâi ne surprindem triggerele, da? Vedem la ce reacționăm în moment și ce ne-a enervat, ce ne-a destabilizat, ce ne face să nu mai fim fericiți pentru o clipă sau pentru o perioadă mai mare. Astfel, când ne surprindem triggerele, primul lucru pe care îl facem este să ne gândim care este rana la care am răspuns de fapt. Și este simplu că sunt doar 5, da? Le mai enumerăm o dată: respingere, abandon, umilință, trădare și nedreptate. Gândiți-vă repede în momentul în care aveți triggerul la ce rană răspundeți de fapt. Și în momentul în care conștientizați că aveți rana asta, brusc o conștientizați că vă aparține. Conștientizați că această rană vă aparține. Când conștientizați că ceva este al vostru, intervine acel dublu standard, cărora unor oameni, pardon, le place foarte mult acest termen, dublu standard, când judecați ceva la cineva, doar când este vorba despre voi, că faceți același lucru, pur și simplu găsiți circumstanțe atenuante, totul este justificabil. Gen, băi, ție îți place pepenele ăla roșu, dar eu când îl mănânc este ok. Da? Ce exemplu stupid am găsit în moment. În fine. După ce ai conștientizat că este rana ta și faptul că ți aparține, atunci ierți de fapt în tine acel copil rănit, da? Copilul care a primit rana în copilărie. Și ce se întâmplă după ce îl ierți pe acest copil? Îi cade masca, da? Îi cade această mască de masochist, de om perfecționist, îi cade masca de om retras, de dependent-codependent și așa mai departe. În al patrulea rând, după ce i-a căzut masca, vei ierta acel lucru și la ceilalți. Și astfel, după ce ai câștigat lumina în interiorul propriului tău suflet, vei putea să faci lumină în întreaga lume. De câte ori te vei mai întâlni cu aceeași situație care odinioară te trigăruia, de data aceasta nu te mai trigăruiește. Cum este pentru nefumători, spre exemplu. Sunt atât de deranjați de oamenii fumători, dar în momentul în care se apucă ei de fumat, parcă totul este acceptabil. Nu te mai deranjează că ți-a suflat cineva fum în nas pe stradă, pentru că acum fumezi și tu, acum miroși și tu la fel ca ei. Este un exemplu ilustrativ despre cum poți ierta la ceilalți iertând ceva la tine însuți. Acesta este un pas foarte simplu. Pentru alții dintre voi care consideră că acest lucru nu-i ajută sau nu reușesc să-și identifice rănile, pot folosi tehnica Ho'oponopono pe care am descris-o într-un alt material. Pur și simplu vă gândiți ce din mine a stârnit reacția în acel om să se poarte așa cu mine. Bineînțeles că în moment, atunci când acționează tot felul de sisteme neuronale în creierul vostru și se aprind alarmele, nu veți putea lua această decizie. Dar trebuie să aveți inteligența emoțională ca atunci când ajungeți acasă și găsiți un moment de răgaz și simțiți câtă tensiune și ce durere de cap v-a creat acel conflict prin care a trebuit să treceți, atunci alocați-vă măcar 10 minute să săpați un pic și să descoperiți la ce ați reacționat de fapt. Pentru că noi ne certăm cu alții, dar noi venim acasă cu durerea de cap. Așa că de ce să nu vindecăm acest aspect la noi înșine? Poate că am tărăgănat foarte mult acest subiect, am vorbit așa în dodi, dar vreau să fie o discuție liberă, nu vreau să fie neapărat punct cu punct. Cine ascultă până la capăt, ascultă oricum, cine nu ascultă mă vede și pleacă și îi pup pe această cale. Atâta e că la rana de abandon, cred, aș fi vrut să dau exemplul meu personal că de fiecare dată când merg la o terasă cu niște prieteni, dacă ei se scoală de la masă, unul se duce la toaletă, altul se duce să facă niște fotografii pe undeva și rămâneam singură, simțeam nevoia constantă de a pune mâna pe telefon, de a face ceva, de a mă menține ocupată ca să nu mă simt abandonată, să nu fiu în ipostaza de a-mi absorbi singurătatea. Acest lucru consider că l-am rezolvat în prezent, mă simt foarte, foarte confortabilă în singurătate. Îmi place foarte mult să fiu singură în casă, îmi place foarte mult să-mi petrec zilele de naștere complet singură. Și dacă mă credeți, nu este nimic mai frumos pe lumea asta ce îmi poate fi dăruit de către prietenii mei decât să nu mă sune de ziua mea. Știu că este foarte ciudat pentru unii dintre voi, dar ați aprecia singurătatea de a fi bine cu tine însuți în casă, îți poate semnala faptul că ai ajuns să faci pace cu cine ești, ai ajuns să integrezi anumite lucruri. Nu înseamnă că ești Dalai Lama, nu înseamnă neapărat că ești zen și budist și foarte sănătos și nimeni n-a învățat așa cum ai învățat tu, ci pur și simplu te iubești pe tine și când te iubești pe tine, este imposibil celorlalți să nu te iubească și ei. Acestea fiind spuse, vă pup și am să vă pregătesc un nou material pe data viitoare. La revedere!